O nouă bursă a locurilor de muncă, de această dată pentru persoanele cu dizabilități, sub sloganul Pot ce poți și tu, angajează-mă. Am reușit să luăm legătura cu 6 angajatori care sunt interesați să angajeze persoane cu dizabilități. Sunt peste 8 locuri, 10 de fapt locuri de muncă, muncitor necalificat, 4, ajutor bucătar 4, îngrijitor spații verzi 1 și o firmă de bijuterie angajează un bijutier. Să vedem acum în funcție de această ofertă și câte persoane se vor prezenta la bursă. Numărul persoanelor prezente a fost mult mai mic decât numărul locurilor de muncă puse la dispoziția acestora. Ai venit la bursa locurilor de muncă? Da. Vreau să-mi găsesc loc de muncă, să pot să muncesc și eu. În ce domeniu ți-ar plăcea să găsești? În domeniul ăsta, o îngrijitor bucătar, ospătar. Ai mai lucrat până acum? Da, n-am mai lucrat, dar am făcut un curs. Ce curs ai făcut? Îngrijitor bătrân. Și am făcut alt curs, îngrijitor ăsta, ospătar. Statul român, pentru a încuraja angajarea acestor persoane, acordă subvenție de 500 de euro pe lună, pe o perioadă de 12 luni. Condiția este ca persoana cu dizabilități să fie angajată pe o perioadă de cel puțin 18 luni. Un alt avantaj pe care l-au angajatorii, ei nu mai plătesc taxa, care de fapt este salariul minim brut pe economie pentru fiecare persoană care trebuie să o angajeze, pentru că angajatorii care au peste 50 de persoane sunt obligați într-un procent de 4% din numărul total de personal să angajeze persoane cu dizabilități. Cei care angajează persoane cu handicap au așadar un dublu avantaj. Nu mai plătesc contribuțiile pentru persoanele cu dizabilități angajate și, în plus, mai primesc și de la stat subvenția de 2250 de lei per lună. În acest context, angajatorii invitați la bursă au dat curs invitației. Participați la cursă locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități, cum ce oferte de muncă aveți pentru acestea și ce le oferiți? Avem 2 posturi disponibile de ajutor de bucătari. Oferim un loc stabil de muncă, salariu atractiv și pachete salariale care includ bonuri de masă și multe alte avantaje. Scopul acțiunii întreprinse de AJOFM Mehedinți a fost acela de a facilita integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. În acest an, la nivelul județului, s-au încadrat în muncă doar 4 persoane cu dizabilități.